Anul acesta, cursul valutar bate record după record. Astăzi am avut 19 lei și 15 bani pentru un euro oficial și 14 lei și 5 bani pentru un dolar. Probabil cu economia țării scăzut. Nu avem bani nici de un fel, așa că poți crește sau scade tot așa ești. Da, credeți că e normal? Sigur că nu. Unii oameni sunt de părerea că deprecierea leului vor aprofunda gradul de sărăcie a populației. Piesa asta mizerabilă, nu suntem noi vreme de așa curs. Îngroapă cât mai mult pe cetățenii de bază. Da. Am muncit o viață, am ajuns de stat, am ajuns într-un dezastru. Chiar și acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu este o salvare pentru țara noastră, consideră unii cetățeni. Suntem disperați, deși și se face la noi, măcar că de una de s-a aprobat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar încă tare mult este de lucrat să ajungem până la nivelul lor. În această perioadă sunt dezavantajați cei care au de făcut plăți în valută. În schimb, câștigă cei rudele cărora le trimit bani de peste hotare. Totuși, de suferit în această situație au toți moldovenii, din cauza prețurilor care cresc de la o zi la alta.